Important e să fii optimist. Așa gândesc și concurenții de la X-Factor. Oricum, dacă ai emoții, vorbești mult și nu se prinde nimeni. Eu sunt în oră. Acum ți-am zis că sunt răgușit și vorbesc mai jos, da. Vorbesc mai subțire, de fapt. Poți să vorbești așa. Dar sunt foarte răgușit. Mă descriu sensibil, timid, căpos, talentat, naiv și prea sincer. Când eram mic la școală am fost foarte inferior față de ceilalți. Eram, în general, petala de la floare căzută pe iarbă. Toți m-au bagiucorit când eram mic din cauza că eram prea bun. Da, m-au considerat că sunt gay. Că nu sunt cu alcoolul, că nu eram cu țigările, că nu umblu după fete. Salut! Maestre! Tu vrei să ne apropăm? Păi ce suntem în mafia? Da, mă, uite-mă și pe tine. Ia veniți mai în față. Salut! Maestre! Ce faci? Ești prea pupăcios! Nu sunt pupăcios! Ia-ne ușor! Cine ești? Hai! Alexandru Moldoveanu, Eugen mă numesc. Bine că mai sar din personalitate, că mai fac niște gesturi anume sau nu știu ce chestii. Asta nu înseamnă că asta e personalitatea mea, dar mă mai manifest într-un fel. Cu cine ai venit? Iubita. Iubita. Amica. Da. Și amicul din copilărie. Hai să facem un pas. Da. Dacă e 3 sau 4, îl pupi, da? Pe Dani. Nu. Îți pupi iubita, prietenul din copilărie și pe ea o lași în pace și pe noi. Dar ea pe gură, dar el pe obraz. De Benjo, îmi place cel mai mult din jur. Îmi place carisma lui în personalitate, îmi place că e foarte, foarte îndrăzneț în general și foarte haotic. Da, vorbește foarte mult ca mine. Asta, cred că eu o să vorbesc mai mult decât el. Toreador, agardă, toreador. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună! Dragi jurați, dragi... Spectator. Păi, dacă sunteți aici, pe cuvântul meu, că erați mai puțin înainte. Mă numesc Moldoveanu Alexandru Eugen. Constanțean sunt. Nu prea am fost pe la plajă vara asta, deocamdată. Ai stat prin baruri și cafenele. No. Dar unde ai stat? La karaoke. Tot pe acolo. Pe aproape. Am terminat facultatea de muzică, compoziție. Și ce ai compus până acum? Diverse, muzică ușoară. Bun. Sau electronică. Și ai fani până acum care te urmăresc? Nu, nu, doar pentru mine, am păstrat în calculator. Vreau să te întreb un singur lucru, dacă piesa de astăzi este preferata ta și dacă tu crezi că prin intermediul ei o să obții 4 de da. Eu zic că da. Baftă multă!